Salutare lume, eu sunt Damian și bine ați venit la al doilea episod din turneul youtuberilor. Astăzi jucăm cu Marius, va fi un meci destul de greu, va fi un meci cu emoții. Marius, din câte știu eu, joacă destul de bine, să vedem dacă va fi în formă astăzi și îmi va pune probleme. Da, aceasta este echipa mea, eu joc cu Barcelona, el cu Real Madrid. Clasamentul, vi-l arăt și pe imagine, dar și vi-l spun, sunt pe primul loc cu 3 puncte, am bătut în prima etapă, pe locul 2 este Marius și pe locul 3 Alex. Meciul dintre Marius și Alex s-a terminat cu scorul de 3-3 și dacă eu voi bate în acest meci cu 3-0 sau cu diferență de 3 goluri, ei vor mai face un meci de departajare, să vadă cine va merge mai departe. Ne dăm pe attacking, începe meciul de pe Santiago Bernabeu. Va fi un meci greu cu Marius. Chiar va fi un meci greu, pe viață și pe moarte. Eu vreau, obiectivul meu este să ies pe locul 1, ca să joc cu locul 2 din grupa, din cealaltă grupă. Jordi Alba pentru Luis Suarez. Luis Suarez trece foarte bine, Luis Suarez se luptă. Luis Suarez recuperează mingea, Coutinho acum, Coutinho și... Nu cred că este penalti, nu se poate da penalti la această fază, chiar dacă fanii Barcelonei protestează. Piqué este atent. Sergio Busquets pasă frumoasă cu Sergio Roberto. Sergio Roberto și este contraatacul celor de la Real Madrid. Cristiano Ronaldo, Ronaldo se duce, Ronaldo stră, Jordi Alba îl prinde la viteză, pasă cu Bale. Gareth Bale, este 1-0 pentru Real Madrid. Marchează Gareth Bale, este 1-0 pentru Real Madrid. Bine, și în primul meci am fost condus 1-0 și l-am bătut pe Osem cu 4-1, dar... Poate în meciul acesta va fi altă soartă, dar sper să câștig. Ca să mi-am sigur primul loc. Marcelo recuperează. Messi pentru Sergio Roberto. Sergio Roberto trece bine, Roberto, și este corner. Nu, n-ai și mingea. N-ai și mingea acolo. Paulinho, Iniesta, șutul lui Iniesta, e peste. Da, îl întoarce până la urmă. Sergio Busquets, centrare bună! Și Carvajal respinge, este contraatacul celor de la Real Madrid. Disco pentru Gareth Bale. Iarăși ne-a prins Marius Bale, față-față cu Ter Stegen. E 2-0 pentru Real Madrid. Gareth Bale face dubla și... N-am avut ce să fac, deci... M-a prins pe contraatac foarte bine și mi-a băgat o națe. Messi, Messi, nu-i fa, n-a căzut. Adică nu, n-a fost faultat, nu că n-a căzut. Am căutat fault acolo. Messi, centrare. Din nou centrează Messi. Resping cei de la Real. Rezistă cei de la Real Madrid. Iniesta acum, Iniesta. Penalti. Un penalti foarte ciudat acordat de arbitru și este... Penalti pentru Barcelona, să vedem dacă va reduce din diferență Leo Messi. Da, el bate. Messi bate. Messi, față-față cu Ter Stegen. Messi! Ratează incredibil Leo Messi. Ratează Leo Messi. Leo Messi ratează penalti. Începem noi acum. Messi pentru Jordi Alba. Jordi Alba trece frumos. Nu, n-are nimic, băieți. Vom încerca să egalăm. Coutinho centrează, Coutinho, minge deviată. Jordi Alba centrează, Messi, e gol. 2-1, Messi reduce din diferență. Spală toate păcatele. Adică păcatul că arăta, că arăta penalti. Bună centrarea lui Jordi Alba și bună și finalizarea lui Messi. Un meci foarte frumos, Barcelona va are șanse să revină. Umtiti îl blochează pe Ronaldo, nu este fault. A căzut Ronaldo, dar nu se poate da fault.
Pierre de Minja, Coutinho, Isco, Bale, Ronaldo, 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 Bale, bine Ter Stegen, bun, foarte bine apărat Ter Stegen aici, centrează, cross pe Ronaldo, nu, a fost pe Ronaldo, pentru că n-a ajuns mingea la el, nu, e mingea lui Ter Stegen. Coutinho, pasă foarte bună cu Iniesta. Iniesta, contraatac pentru Barcelona. Să vedem dacă va lovi și Barcelona pe contraatac. Iniesta. Nu mai poate Iniesta, întoarce mingea. Suarez, gol! Gol lui Suarez. Gol lui Suarez. Fă setarea să nu te auzi în videoclipul meu. Suarez egalează acum și este 2-2 pe Santiago Bernabeu. Minutul 74. Să vedem dacă Barça mai are timp să dea și un al treilea gol. A revenit de la 2-0, 2-2 și acum își poate și al treilea gol. Să vedem. Cristiano Ronaldo acum. E Bale aici și e Isco și... Da, e 3-2 pentru Real Madrid. Ce meci. 3-2 pentru Real Madrid. Acum mă va bate Marius, el se va califica de pe primul loc. Umtiti foarte bine aici, Busquets, Paulinho, greșește pasa. Ne dăm pe alaut atac, avem nevoie de oameni în atac. Paulinho recuperează, pierde balonul. Da, e final de meci, 3-2. Aici o să încheiem episodul, fraților. Clasamentul este: eu pe locul 2, Marius pe primul cu 4 puncte, eu cu 3 și Osem pe ultimul cu 1 punct. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Damian. Pa, pa! Suntem în semifinale.